29-21 sunt 10. Avem circulație blocată la Doctor Savini, sensul spre Tătăraș Sud, eveniment 01. 17 sunt 8. 17 sunt 8. Comunicați. Spuneți-mi, vă rog, câte autobuze aveți pe traseul 19? Spuneți-mi, vă rog, câte autobuze aveți pe traseul 19? 5. Ultima plecare, vă rog. Ultima plecare, vă rog. 829. 829. Comunicați. 6 vagoane la traseul 1, 6 vagoane la traseul 13. 29, 21 sunt 10. Avem circulație blocată la Doctor Savini, sensul spre Tătăraș Sud, de eveniment 01. În stația de autobuz la Eminescu, de exemplu, avem mașină parcată în alveolă, care încurcă intrarea autobuzelor în stație. Pentru acest lucru, noi anunțăm poliția locală pentru a lua măsuri. Acum ne aflăm în dispeceratul central. După cum vedeți, în spatele meu există un perete de monitoare cu 36 de camere care acoperă tot orașul și toate intersecțiile principale din oraș, astfel încât să putem vedea dacă există anumite blocaje pe anumite zone și cauze. De asemenea, mai anunțăm, dacă observăm ceva, putem anunța și dispeceratul poliției locale și la 112, astfel încât să se intervină în timp util, să se rezolve problemele care pot apărea în trafic, în mijloacele de transport în comun. Este o muncă de cel puțin 18 ore pe zi, dar avem permanență, se completează cu o permanență de până la 24 de ore, deci non-stop aici noi avem personal care are grijă ca lucrurile să se desfășoare în condiții normale în traficul din municipiul Iași, ceea ce privește transportul public. Ne aflăm în dispeceratul central monitorizare, unde urmărim unitățile companiei de transport, autobuze și tramvaie. Avem pe calculator harta cu GPS-urile, unde putem urmări pe trasee autobuzele sau tramvaiele. Pe fiecare traseu putem urmări. În momentul când avem blocaje pe traseu, anunțăm capetele de linie. În momentul când avem blocaje, în funcție de eveniment, dacă este un vagon defect, trimitem scară mecanică. Dacă avem accident pe linia de tramvai între două unități și este nevoie de ambulanță, de salvare, anunțăm capetele de linie pentru a lua măsuri. Pe camere urmărim dacă sunt probleme în alveolele stațiilor de autobuz. Aici avem harta liniarizată, unde urmărim distanța între autobuze. De exemplu, la traseul 28 avem dinspre Triumf spre Dacia 4 unități, de la Dacia spre Triumf 2 unități. Noi anunțăm șoferii să respecte graficul de masă, să respecte distanța între autobuze. Deci avem un număr de telefon Telverde, numărul este 0800110427. Noi primim apelurile care sunt înregistrate, toate le înregistrăm într-un program. În funcție de sesizare, se trimit persoanele responsabile pentru a putea lua măsurile necesare.